la Piatra Neamț, din nou să se întâlnească într-un cadru, hai să spunem, nu la Piatra Neamț, da? Undeva în lumea asta să se întâlnească din nou cu câțiva dintre membrii asociației CRIP. Să-i dăm ocazia ei să răspundă. I'm sure that we will meet again, and I guess they will be in Istanbul for a project. So it's not the last time that I'm here. I will come again. Next year? Anul următor. Poate. You see, I don't. Nici măcar nu trebuie să traduc română, engleză, tot aia. Sigur. Fac ce fac și tot la fotbal ajung. Ziceam de faptul că poate ne întâlnim împreună la campionatul mondial din Brazilia. He's talking about football because Romania and Turkey are in the same group, and maybe we will meet in Brazil. Sorry, but I have no idea about it. Nu știe nimic despre fotbal, ne pare rău. În schimb, știu eu că dacă ești cetățean turc, nu ai nevoie de viză ca să călătorești în Brazilia. Ceea ce, iată, dacă reușești până anul viitor, poți să mergi în Brazilia fără viză. Da. Haideți să revenim și la... nu știu, m-aș duce în Brazilia pentru a, nu numai pentru fotbal, adică... da, pentru hai să fie ăsta plajă, motivul principal, dar nu cred că, da. Depășim momentul, ajungem și la activitățile pe care cei de la Asociația CRID și le propun pentru perioada imediat următoare. L-am găsit în această dimineață pe Răzvan, mă rog, răspuind o hârtiuță, oricum ideile le are bine implementate, pe de rost le cunoaște, să știți. Și curioși suntem din fire, așa că o să-l întrebăm despre ce este vorba. În această dimineață o să vorbesc despre SET, proiectul nostru Sunt European Tânăr, care este finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune. Proiectul a fost desfășurat, bineînțeles, de noi, CRID, Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare. Durata proiectului este de 6 luni, de pe 1 mai 2013 până pe 8 noiembrie 2013. Obiectivul general a fost familiarizarea 50 de tineri cu ceea ce înseamnă cetățenie europeană, pentru că proiectul a fost pe tema cetățeniei europene. Activitățile noastre au fost prima foarte mare, a fost la Durău, unde am adunat, am reușit să strângem 100 de tineri care să îi informăm despre ceea ce înseamnă cetățenie europeană și tot ce ține de aceasta. După am mai avut diverse activități, spre de exemplu bicicletele. Am făcut pe biciclete cu cei de la Asociația Sens Civic, în parteneriat. Am făcut un tur al Piatra Neamțului. După ne-am oprit un pic în parc și am făcut un public reading, un fel de mini flash mob. Ne-am oprit pentru câteva secunde, am scos frumos cartea și am început să citim. După a fost un flash mob organizat în parteneria cu Clubul de Dans Sportiv Minei din Piatra Neamț. Îi mulțumim Laurei pentru această ocazie, care a fost desfășurat în parc, după aia la Casa de Cultură și în Strand, în trei locuri. După am făcut o vizită la Mănăstirea Pungărați, unde ne-am pus la punct cu istoria mănăstirii și tot ce înseamnă aceasta. După a mai fost un concert caritabil, unde am strâns câte un kilogram de fructe, acesta fiind și biletul de intrare la concert, pe care le-am donat unor centre din jurul Neamțului, Turturești, Cut și așa mai departe. Se intra pe bază de... de fructe. De fructe, da. Un kilogram de fructe. Cine era biletul, aducea mere și cine aducea banane, erau locurile, adică așezarea în sală a spectatorilor era diferită, adică... Nu, fiecare se ajuta unde voia. De ce întreb? Că un kilogram de mere e mai scump decât un kilogram de banane, de exemplu. Nu, nu s-a luat după asta. Cine a vrut a cumpărat ce a vrut, pur și simplu. După aia am mai avut infochioșcul turcesc din Parcul Tineretului și după la Rareș. De asemenea, în cadrul asociației s-au făcut lecții de limbă turcă, unde Burgin a fost, bineînțeles, profesoară. După am avut o seară culturală turcească, împreună cu Burgiu, la un restaurant din Piatra Neamț, cu specific turcesc, unde ne-a arătat o căsătorie în Turcia, precum și Henna Knight. Yes. Acum decurge o ceremonie de căsătorie. Au simulat, avem fotografii de acolo, doritorii pot să intre pe paginile noastre de internet sau Facebook și să vadă acolo. Nu s-au căsătorit efectiv. S-au căsătorit efectiv, dar a fost o demonstrație, pur și simplu. Iar... Nu, că avem noi o tradiție
la nuntă la noi. Nu știu cum o să traducă Adrian în aceste momente, dar spuneam de tradiția de la noi, de la nuntă. Nici o nuntă fără dansul pinguinului. She knows about penguin dance. I know. You played the role, I was dancing and everyone thought it's Turkish dance. Then I said, no, it's Romanian. A fost la o întâlnire internațională a voluntarilor. Toți voluntarii care sunt în România merg la o întâlnire care are loc de obicei la Predeal, timp de o săptămână. Și acolo ea s-a dus și într-o seară la relaxare a început să danseze dansul pinguinului. Și ceilalți voluntari se uitau și zicea, dar ăsta e dans turcesc? Nu, e dans românesc. Deci ea știe dansul pinguinului. So, in Turcia, no penguin dance. We have others. Altele. Not dansul pinguin. În Turcia e cald. De unde pinguin? Numai la noi minus 40 de grade. Vin acolo. Sigur că da. Un telespectator de-al nostru a dat telefon și ne întreabă unde vă poate găsi în municipiul Piatra Neamț ca și sediu sau, eu știu, pe adresă de internet și așa mai departe. Da, la sediu activitatea noastră este redusă pentru că acolo se întâmplă doar chestiuni administrative. Ajung voluntarii noștri și la sediu. Pentru publicul larg putem fi găsiți pe pagina de Facebook. Este vorba despre Cred România sau Cred în Neamț, CRED în Neamț sau Cred România. Și mai avem de asemenea cred-romania.wordpress.com și tinerneamț.ro. Sunt mai multe, o să le facem publice, dar în principiu la o căutare pe Google, CRED Piatra Neamț, cred că noi o să apărăm. Mai există o formație, cred că rock, și mai există un joc, Assassin's Creed, dar noi n-avem legătură cu ele. Noi suntem simplu Cred România, ca să ne găsiți mai ușor, sau Cred Piatra Neamț. Și număr de telefon putem să dăm și ăsta dacă telespectatorii vor să-și noteze, 0728 972 888. Număr de telefon din partea organizației, putem fi contactați, sunăm noi înapoi. Am înțeles. Cred că a fost un răspuns pe măsură, da? Mulțumim foarte frumos! Răzvan, dacă mai ai ceva de adăugat la proiectul sau la proiectele Asociației Cred, în care ești și tu. Da, ar mai fi ceva. Spre sfârșitul săptămânii europeană a tineretului am avut un târg al instituțiilor nemțene, unde au fost prezente serviciul de ambulanță, noi, cei de la antidrog, jandarmeria, prefectura Neamț și așa mai departe, unde tinerii au avut ocazia să cunoască câte ceva despre fiecare instituție în parte și informații care cred eu că i-ar putea ajuta. Am înțeles. Bun, nu ne rămâne decât să le dorim succeselor de la Asociația Cred în toate activitățile pe care și le propun de acum înainte. Felicitări pentru cele activități care, iată, au ajuns la bilanț, au fost trase câteva liniuțe acolo și per total, din câte am înțeles și în această dimineață, totul a ieșit ok. Într-adevăr, totul a ieșit mai mult decât ok. După cum ai auzit de la Răzvan, au fost 100 de tineri, după care am avut schimbul internațional cu România-Turcia. Tocmai ca să nu-i fie așa de dor de casă, am adus 12 turci, care au petrecut cu noi 10 zile. Și atunci facem mai ușoară tranziția România-Turcia. Noi am mai povestit despre asta. Sigur. Au fost în studio și au cântat. Așa, i-am cunoscut și pe cei doi băieți, sigur că da, talentați. Au plecat o parte dintre ei acasă. Au plecat acasă, da, și doar care au mai rămas în momentul acesta și au să plece mâine. Tot ceea ce este frumos și bun trebuie să aibă un sfârșit. Dar nu putem să ne obișnuim cu binele, pentru că după aia nu o să-l mai apreciem așa cum se cuvine. A fost proiectul Change Your Lifestyle pe un stil de viață sănătos. Acum sperăm că s-au dus să practice stil de viață sănătos. Desigur, rămân vicii, dar încercăm să luptăm cu ele, ne dorim să arătăm toți așa ca tine, să fim sănătoși, să debordăm de energie, să putem să ne trezim dimineața fără să bem multă cafea, seara să stăm până, eu știu, la ora 12-1 să cântăm, că așa am auzit noi că fac unii în orașul Piatra Neamț, da? Numai vorbe, spune lumea, noi nu știm exact. Da, activități din astea curente de peste zi. Da, stimați prieteni, le dorim succes. Mădălina, te rog și pe tine câteva cuvinte. Ai forță, ești tânără, simpatică și așa mai departe. Cred că o să reușești în cadrul Asociației Cris să te descurci
minunat acolo. Mulțumesc pentru susținere. Țin să le mai mulțumesc încă o dată celor care m-au susținut de la început și mă susțin în continuare în activitatea mea și mă îndrumă pe această cale, în special Adi și Gianina. Corect. Foarte bine. Și Răzvan, dacă mai are ceva de adăugat în finalul întâlnirii noastre pentru astăzi? Păi și eu cam mulțumesc pentru ocazie și sper să nu dezamăgesc. Voluntarii noștri nu ne dezamăgesc pentru că interesul nostru este dezvoltarea lor personală și profesională. N-avem ocazie. Știi, când te duci să te angajezi, te întreabă, da, ai experiență? Ei bine, din postură de voluntar pot să afirm, da, am experiență, știu să lucrez în echipă, știu să lucrez cu un grup internațional, știu ce înseamnă organizarea unei activități, știu ce înseamnă să apar la televizor, ce înseamnă să răspund la întrebări, ce înseamnă să trec printr-un interviu, o mulțime de lucruri nemaipomenite și, desigur, știu să mă distrez, să cânt karaoke și așa mai departe. Am înțeles. Tot o trageți cu karaoke-le astea. Lasă că ne vedem noi diseară. Bun, evident că la un moment dat și nu neapărat din postura aceasta de invitație a unei emisiuni televizate, o să vă întâlniți cu colegi de-ai mei, de exemplu, de la știri, pe parcursul unor activități pe care le desfășurați la un moment dat. Și atunci tot ai întâlnire cu televiziunea, cu reporterii de la ziar și așa mai departe. Deci, no. Noi sperăm că activitățile noastre să fie cât mai mediatizate pentru ca toți tinerii să afle de acestea. De aceea vă invităm cu drag de fiecare dată, Mădălina, cel puțin în cadrul emisiunii Ești Matinal. S-a făcut așa, s-a implementat și aici ceva în ultima vreme, ca să spunem în ultima vreme, de acum vreo 2-3 luni, dacă nu mai bine, în fine, nu mai contează de când. Dar am obișnuit și ne-am înțeles cu cei de la Asociația CRID ca periodic să revenim cu astfel de informații, cu astfel de activități care... Cum să spunem noi, cei de la știri ne aduc activitățile pe care la un moment dat nu și le dorește nimeni. Ba aflăm de accidente, ba aflăm de urmăriri, ba aflăm de nu știu ce, lucruri tragice și așa mai departe. E, în cadrul emisiunii noastre Ești Matinal dimineața, pe răcoare sau nu, în fine, spunem că e un lucru minunat să mai discutăm și despre altfel de activități, pentru că merită. Să mai spunem și despre altfel de activități, pentru că Cara aici de față a avut și inițiativa de a organiza o colectă de hăinuțe și jucării. N-a vrut să plece de aici fără să facă un gest care să conteze și pentru cei mai puțin norocoși. Și atunci, în foișorul din Parcul Central, cu sprijinul Asociației Sens Civic, am desfășurat o colectă, o campanie de colectare a hăinuțelor și jucăriilor. S-au strâns destul de multe lucruri și am contactat deja două centre sociale unde sunt copii și o să le distribuim acolo. A fost inițiativa ei cu sprijinul voluntarilor români. Iar înainte de asta, cu o săptămână, am făcut un eveniment care s-a intitulat Înscrie o carte. Practic, toți cei care aveau cărți acasă, cărți pe care le-au citit și nu mai vreau să le mai păstreze, sau care aveau dubluri de două ori aceeași carte, au putut să le aducă la noi, de asemenea în foișorul din Parcul Central, iar acolo dădeau două cărți, puteau să-și aleagă una la schimb, adusă de către o altă persoană. Surplusul de cărți a rămas la noi la asociație, nu toată lumea a vrut să-și aleagă, unii au zis, uite, eu am, le-am citit sau le-am de mai multe ori și atunci puteți să le păstrați, și surplusul de cărți, de asemenea, donație către centrele sociale unde sunt copii, astfel încât să contribuim la educarea și culturalizarea lor. Foarte frumos, de aceea îi mulțumim Carei, mă rog, domnișoarei Burcu Cara, foarte, foarte mult. Succes și pe mai departe. O așteptăm cu brațele deschise până la urma urmelor, pentru că s-au închegat și prietenii, evident, la Piatra Neamț de fiecare dată. Da, și avem și un mesaj interesant. Mă rog, acum ad hoc, nu știu la ce cameră să arăt. Yes. Ea nu știe despre ce e vorba încă. Da, și de aceea spunem că merită de fiecare dată să ne întâlnim în astfel de cadru și să povestim câte una, câte alta. Este, da, ați luat un cadru, da, cu mesajul, da? Bun, atunci să-i dăm și mesajul care-i. Răzvan? Cara, this is the message for you. Răzvan, avem și noi ceva. Dar mergeam la Turcia. Yes, I like mesajul nostru, mesajul meu cel puțin pentru frații noștri
din Turcia, I like shawarma, baklava și așa mai departe. Da? E, stați puțin că se mai întâmplă un lucru minunat. Se mai întâmplă, asociația Creed vrea să-i mulțumească care karate și cure de rim. I-am mulțumit frumos în limba turcă. Again, mulțumesc mult pentru totul, I appreciate. Ușor, ușor. Ne mulțumește, apreciază. Limba română încă o mai învață. O să mai păstreze legătura cu Gabi, care este profesorul ei de limba română. Și sperăm că la anul, când o să revină, o să vorbim românește. Mult succes! Mult succes pe mai departe. Sănătoși să fiți și acolo, în Turcia, și familiei și rudelor tale. Tuturor multă sănătate, numai gânduri de bine și le așteptăm. Îi așteptăm și pe ei când revii în România, îi așteptăm. Așa. Mulțumim încă o dată, a fost pentru noi în această dimineață o parte dintre membrii Asociației Creed România cu sediul la Piatra Neamț. Puteți să-i contactați la adresele amintite în cadrul discuției noastre. În imediata mea apropiere s-a aflat Mădălina Mihăilă, responsabil cu chestiuni legate de voluntariat. Mult succes pe mai departe, Mădălina! Mulțumesc! Așa, celălalt băiat, Răzvan Juncu, voluntar Creed, ne-a explicat câteva dintre activitățile noastre și a oferit un buchet superb de flori pentru Burciu din partea Asociației Creed și, bineînțeles, din, cum să spunem noi, conducerea Asociației a fost prezent alături de noi Adrian Vașnic. Mulțumim foarte frumos! Mulțumim, Dan, mulțumim că ne dai ocazia să interacționăm cu oamenii din Piatra Neamț. Cu cea mai mare plăcere și să știți că așa cum închegați dumneavoastră legături, așa facem și noi în cadrul emisiunii noastre Ești Matinal, pentru că ne propunem la un anumit număr de zile, să spunem, să repetăm astfel de întâlniri și iată, vă includem și pe dumneavoastră în cadrul acestor întâlniri, să spunem. Ne bucură. Uite, vezi astfel de oportunități în care vin tineri, se dau buchete de flori, din Ești Matinal să ajungă Ești Matrimonial. Cine știe ce gânduri mai are Răzvan Juncu în această dimineață. Da. Nu că ne-ar interesa foarte tare, da. Vom afla. Să știi că noi mai avem activități, astfel încât o să-ți dăm motive să ne mai chemi. Vom avea o activitate tot în centru, în care va fi cu pictură pe sacoșele, pe tricouri, pe tot felul de chestii, activități pentru tineri, după care vom avea zen. Nu e vorba de nimic japonez sau chinezesc, ci zilele educației non-formale, la începutul lunii octombrie. Vor fi niște momente de astea de educație alternativă, educație altfel decât se întâmplă în școli, dar tot educație. Ne distrăm, ne relaxăm și ne educăm în același timp în Piatra Neamț. Și o caravană despre voluntariat, adică o activitate publică în care o să vorbim despre cum pot tinerii din Piatra Neamț să meargă în alte țări, așa cum a fost cara la noi în România. Tu poți să alegi să te duci, de exemplu, în Irlanda sau în China sau în Japonia și să petreci acolo până la un an de zile pentru a fi voluntar. Asta înseamnă că nu vei fi plătit, dar vei avea costuri acoperite printr-un program european. Cazare, masă și niște bani de buzunar. Așa că dacă vrei să fii voluntariat, dacă vrei să faci voluntariat, să fii voluntar, îți dăm ocazie. Dar toate la zen, zilele educației non-formale. Sigur că da, până atunci mai pomenim și despre celelalte activități cu implicarea Asociației Creed România. Stimați prieteni, mulțumim foarte frumos, invitația este deja făcută, niciun fel de problemă, ținem foarte strâns legătura și vă informăm cu, la zi, așa să spunem, punctual cu activitățile din cadrul Asociației Creed, pentru că, așa cum de multe ori spunem și repetăm, merită. Mulțumim foarte frumos invitațiilor noștri special, să înțelegem că trebuie să luăm o scurtă pauză, stimați prieteni, după care vom reveni în studioul știrilor cu Mihaela Chioriu pentru informațiile orei 11. Vrei o meserie apreciată în țară, dar și în străinătate?